Atunci când ne aflăm lângă o victimă care vedem că nu poate să respire corect, ne gândim că s-a necat și atunci o încurajăm să tușească. Dacă vedem că, deși tușește, nu poate să respire corect, primul lucru pe care îl facem este să venim aproape de ea, ne așezăm în lateralul victimei noastre, punem o mână în față pe stern, o aplecăm pe mâna noastră și aplicăm 5 lovituri între omoplați. 5 lovituri cu podul palmei. Apoi, dacă vedem că nici această manevră nu are efect, ne ducem un pic în lateralul victimei noastre, ne ducem în spate, dar nu chiar în spate. Piciorul nostru trebuie să fie un pic în lateral. De ce? După cum explicam și la început, siguranța noastră ca și salvator este primordială. Așadar, datorită faptului că victima mea nu poate respira corect, în orice moment este posibil să leșine și să cadă. Dacă eu mă așez chiar în spatele meu și ea leșină și cade pe spate, mă va dărâma și pe mine și voi deveni și eu victima alături de ea. Așadar, punând un picior în laterală, pe lângă faptul că dacă are tendința de a cădea pe spate, eu mă pot feri astfel încât să nu mă accidenteze, pot să o și susțin astfel încât în cădere să nu se lovească foarte tare. Dacă în leșină are tendința de a se duce în față, imediat pot pune un picior în față și de asemenea să o protejez astfel încât în cădere să nu se accidenteze foarte tare. Dacă constituția victimei mele îmi permite, îi pun mâinile pe lângă corp și îi prind peste mâinile ei, îmi prind pumnul și cu o mișcare de compresie prin rotație apăs și ridic în sus brusc, astfel încât să-i dau senzația aceea de vomă, de a elimina ceea ce a rămas blocat pe căile respiratorii.